Și aș vrea să continuăm discuția și aș vrea să vă încurajez să puneți întrebări. Și cred că este cel mai bun moment acum să vorbească domnul George Butunoiu, este un veteran al nostru la Zilele PIS. Și tema pe care o are astăzi este legată de brandingul personal și cât de important este el. Așa că vă rog în aplauze, domnul Butunoiu. Mulțumesc pentru invitație. Să mă lăsați să mă uit pe hârtie, pentru că nu sunt vorbitor de profesie și nici memoria nu mai e ce a fost. Și ca să fim și mai expeditivi. Pentru cei care nu mă știu, eu sunt, fac recrutări de 23 de ani, aproape 24 de ani, așa că ceea ce vă spun aici vine direct din experiența mea de recrutări. Brandul personal, ca idee vehiculată pe piață și pe piața muncii, nu a apărut de mult timp, de câțiva ani la modul serios, însă a devenit pentru majoritatea celor care vor să-și facă o carieră solidă și vor să-și planifice asta pe termen lung, a devenit ceva aproape inevitabil. Deci, practic, acum, dintre cei care sunt foarte ambițioși aici în sală și văd că sunt mulți tineri și cu siguranță că și-au făcut deja niște planuri pe termen lung, e un subiect pe care nu prea pot să-l mai amână și nu prea pot să-l trateze cu ușurință. Pe piața muncii, brandul, da, ca peste tot de altfel, vinde de departe cel mai bine. Da? Evident, indiferent cât de consistent și cât de, să zic, calitatea brandului, cât de mult reflectă conținutul propriu-zis. Și asta pot să vă spun fără nicio rezervă. Sunt oameni care și-au construit un brand foarte, foarte bun, care știu să vorbească, să se prezinte și asta face parte din brand și care se vând foarte, foarte bine și destul de scump, fără să aibă nicio consistență și invers, oameni care ar merita mult mai mult, însă nu reușesc nici pe departe să facă ceea ce fac primii. Acum, legat de brandul personal. Da, am, să zic, două bune și două proaste. Dar vestea bună e că oricine acum poate să-și facă un brand personal. Da? Deci, oricine, aproape fără excepție. Și al doilea e că indiferent cât de bine sau de puțin lucrează la asta, niște rezultate tot sunt. Bineînțeles că asta e proporțional cu eforturile, însă nu poți să zici că faci un efort consistent, investești foarte mult timp, resurse și rezultatele nu se văd deloc. Da? Vestea proastă e că oricine își poate face un brand personal, acum, da? Și că ăsta e un lucru la care trebuie să lucrezi toată viața. În afara celor care ajung la un anumit punct critic, dincolo de care, astea sunt niște lucruri care se încerc să nu avem de singure, toți ceilalți trebuie să muncească practic toată viața la așa ceva. Și bineînțeles, dacă oricine poate să-și facă un brand personal, e mult mai greu ca brandul personal pe care și-l face cineva să iasă în evidență față de celelalte. Și acum, să zic, altă veste bună, începutul brandului personal, a construit un brand personal, de la zero. Da? E același pentru toată lumea. Practic, acum, în 2014 și probabil că încă multă vreme de acum înainte, începutul brandului personal e legat în întregime 100% de internet. Deci orice brand personal începe cu internet. Și cei care vor să-și facă un plan pe termen lung de construirea a unui astfel de brand personal, dar trebuie să înceapă cu internetul. De la un anumit punct încolo încep să mai fie și alte lucruri care intră acolo, însă începutul e același pentru toată lumea.
asta e și o veste bună și o veste proastă. Și practicare, care sunt pașii pe care trebuie să-i facă cineva. Primul lucru, evident, e să își facă o listă cu... să mai fac o paranteză înainte de asta. Aproape întotdeauna, fără excepție, brandul personal al cuiva e legat de un anumit domeniu. Deci nu prea există un brand personal, așa mai există câteva brand-uri. Despre asta vorbim acum pe piața muncii. Brandul personal e întotdeauna asociat cu un anumit domeniu. Rare ori, foarte rar, cu mai multe. Și interesul celui care își construiește un astfel de brand personal e ca, cel puțin la început, ori de când cineva dă o căutare pe Google, pe unde de, acum așa face toată lumea, ori de când ori apare numele persoanei respective, trebuie să apară alături de numele domeniului și invers, când caută cineva, dă o căutare după domeniu, să apară și numele lui. Deci asta e începutul, e punctul de lansare al brandului personal. Și ca să revin la lucruri concrete. Ce ar avea de făcut cineva care își pune în minte să-și construiască brandul personal și își face un plan? În primul rând trebuie să își facă o listă cu toți oamenii importanți din domeniul respectiv, cu liderii de opinie sau toți cei care contează și persoane și instituții. Apoi trebuie să își facă o listă cu toți oamenii sau toate instituții sau persoane cărora vrea să le vândă brandul pe care și-l construiește. De cele mai multe ori, cele două liste sunt identice sau aproape identice. Sunt și cazuri în care sunt diferențe, dar e mai puțin semnificativ. Dacă nu o faceți sistematic și ordonat și organizat, șansele să risipiți resurse sunt destul de mari. Da, și apoi trebuie fiecare... Vă spun care... Exact, care sunt pașii concreți, primii pași care sunt practic inevitabili. După aceea, trebuie să identifice locurile în care toți oamenii aceștia apar, scriu, pe care le frecventează. Evident, începând cu cele de internet, site-urile lor personale, bloguri sau alte locuri în care se vorbește despre ei și în care sunt șanse ca oamenii respectivi să intre și să, măcar din când în când, și să ajungă să citească niște informații de acolo. Da? După care trebuie să înceapă să scrie pe toate site-urile acestea. Da? Dacă e, nu știu, luați voi un domeniu oarecare în care o persoană anume e important și trebuie să ajung la el, să-i atrage atenția ca el să recunoască numele respectiv și dacă ajungi să spui și lucruri inteligente și interesante, la un moment dat, da, să intri în legătură cu persoana respectivă. Da, și trebuie efectiv, zi de zi, să intre pe toate locurile astea, pe site-urile astea, unde comentează omul acela pe care îl urmărește să scrie și el ceva. Evident că la început e mai greu să-ți asumi riscul să-ți pui păreri personale și concluzii personale, dacă nu ești absolut sigur că sunt bune, sunt valoroase și te pun în valoare, însă există întotdeauna soluția de a repeta ce spun alții, cel puțin pentru început, până îți faci mâna. Și asta arată, pe de-o parte, că ești informat, da? Că știi ce spui și o bună bucată de devreme poți să preiei, nu știu, rezultate, citate din studii, din ce spun alții și să le aduci acolo. Întotdeauna e important să semnezi comentariile cu numele întreg. Pentru că numele întreg, nu cu inițiale sau cu
cu vreo pareclă, ci cu numele întreg. Pentru că numele întreg trebuie să apară de mii și mii de ori pe internet ca să se indexeze. După aceea, evident, partea cea mai importantă și mai consistentă e site-ul personal. Dacă vrei să ai control asupra internetului, asupra ceea ce se scrie pe internet, că acum toată lumea știți foarte bine și când vrei să angajezi pe cineva și când cauți un client sau un profesor, primul lucru pe care îl faci e să dai o căutare pe Google. Și atunci ai interesul ca primul rezultat de pe Google e să fie ceea ce spui tu despre tine și să fie lucrurile asupra cărora ai control, nu altele în care se vorbește despre tine. Și dacă îți faci un site personal sau un blog sau și una și alta, șansele ca site-ul tot să apară întotdeauna primul sunt foarte mari. Și atunci cei care caută cu probabilitate foarte mare citesc în primul rând ceea ce spui tu despre tine. Da, nu ce spun alții și asta te avantajează, evident. Așa, pe site-ul personal, evident că și aici se poate începe în același fel în care am spus că poți să începi scriind pe site-urile altora, spunând nu ceea ce spui tu, ci repetând ceea ce au spus alții. E o metodă relativ sigură cu riscuri mici. Bineînțeles că la început nu o să intre nimeni pe site-ul tău. Da? Și sunt puțini cei care au suficientă răbdare să scrie în continuu 6 luni sau 9 luni pe site-ul lor fără să citească nimeni sau aproape nimeni. Dacă nu sunt conștienți de la început că așa o să se întâmple, o să aibă o mare problemă. După aceea se pune problema, ok, cum îi faci pe alții să intre pe site-ul lor? Bine, aici sunt tot felul de tehnici, da? Important e ca toate comentariile pe care le faci tu pe site-urile altora și pe locurile publice în care apar cei care te interesează pe tine și care sunt semnate întotdeauna cu numele tău întreg. Asta e activitatea care trebuie să continue aproape în permanență. Da? Și acolo de fiecare dată când găsești ceva interesant de spus, trebuie să găsești o metodă să-l primiți pe site-ul tău, da? Deci după cum am scris și eu pe site-ul meu și am dezvoltat subiectul în măsură mult mai mare, da? Și bineînțeles că la început o să intre unul pe săptămână, după aceea doi și dacă, într-adevăr, poți să zici lucruri consistente și lucruri de interes, încep să intre din ce în ce mai mult după aceea. Poate ajungi ca oameni să facă referite de la unul la altul și să-i primită pe site-ul tău. Evident că asta e un lucru care nu se poate întâmpla într-o lună sau două sau trei, cu câteva excepții, dacă ajungi o persoană cunoscută în cine știe ce altfel. Dar după care poți să începi să scrii lucruri mai consistente, articole și ce altceva să mai acolo sondaje, studii și așa mai departe, însă trebuie să rețineți ideea că brandul personal, până în punctul în care ajunge să se consolideze și să se auto-întrețină, înseamnă internet în proporție de 100% și înseamnă scris în fiecare zi sau oricum foarte, foarte des. Toți cei care vor să înceapă acum să-și facă un brand personal, trebuie să înceapă să scrie.
în momentul în care încerc să devii remarcat de unii, de alții, încerc să scrie alții despre tine, încerc să facă referiri, să facă trimiteri pe site-ul tău, încerc să-ți ceară părerea pe un subiect sau altul, încerc să fii citat, să fii invitat la evenimente, după care asta continuă în felul în care îl știți, din felul în care s-au întâmplat până acum lucrurile. Da? Mulțumesc mult! Aș vrea să vă pun eu prima întrebare. Este această mare capcană cu brandul personal, că toată lumea poate să-și facă și că internetul te ajută, deși nu își face toată lumea. Cum controlezi un brand personal? Dar întreb mai mult la nivel de top management. Sunt foarte mulți top manageri și dacă vă uitați în piață în ultimii 2 ani, au plecat de la o companie la alta în același domeniu. Oameni care nu au avut rezultate deloc, dar s-au vândut mai bine pe poziții mai interesante. A cui e problema? A agenției de headhunting sau a companiei care a luat om? În primul rând, cei care își fac, care se hotărăsc, care poate nu sunt acum la începutul carierei, dar care și-au dat seama că e aproape inevitabil să își facă brandul personal sau măcar să și-l corecteze, așa cum spui, încep să apeleze la firme specializate. Și pot să vă spun că există firme, acum au început să apară, firme care cu asta se ocupă. Cu brandul personal, care scriu în numele tău, care intră în numele tău pe alte site-uri, își dau seama ce pot să scrie singur și să semneze cu numele tău, fără să existe niciun risc și pentru ce să te întrebe, îți fac listele cu oameni importanți, îți spun unde sunt, da? Și bineînțeles că trebuie să plătești pentru asta. Însă e o activitate care are niște rezultate destul de previzibile. Evident că internetul fiind așa cum e, controlul e foarte, foarte redus. Poți să îmbunătățești ceva, dar nu foarte mult, mai ales dacă... Și asta e avantajul celor care încep acum să-și facă un brand personal, pentru că poți să aibă controlul mult mai bine decât cei care, într-un fel sau altul, au ajuns să fie cunoscuți, dar fără control din partea lor. Vă rog, dacă aveți întrebări? Adrian Grecu. În primul rând, mulțumim pentru prezentare și mă bucur să vă cunosc, domnul Butunoi. Îmi doream acest lucru de 20 de ani. Cine nu vrea să fie recrutat prin filmele pe care le-ați condus, dar n-am avut ocazia. Am puțin sentimentul că parcă punem căruța înaintea cailor. Deci, din punctul meu de vedere personal, brandul ți-l construiești prin acțiunile pe care le faci, prin rezultatele pe care le ai. Deci, dacă te-a pus să-ți construiești un site și să te lauzi sau știu eu ce se exprime acolo, să te scoate în evidență, am sentimentul că sunt vorbe goale și o strategie pe termen scurt. Orice brand pe care îl vedem aici, întâi a creat ceva, a adus o valoare și abia după aceea și-a definit o strategie pe baza expertizei și pe baza recunoașterii produsului, serviciului, expertizei personale și a construit brandul. Nu știu, poate mi-a scăpat mie ceva, dar am sentimentul că ne dați un mesaj, acum hai să ne creăm un site, să spunem ce bun suntem și dintr-o dată ne mărim brandul personal. Da, asta e observația pe care o primesc inevitabil, ori de câte ori ajung să discut despre subiectul ăsta, da? Care îmi spun, păi ia uite, Hagi cum a ajuns și eu n-a avut internet când era mic și toți ceilalți. Bun, e adevărat, toate brandurile pe care le știm acum, brandurile personale, au început de mult când nici nu exista internetul, însă, pe de altă parte, dacă oricine are instrumentul ăsta la îndemână, da? Și care e ușor de folosit, da? De ce să nu-l folosească ca să obțină niște rezultate mai repede și mai ușor? De ce să se chine să își facă o carieră ieșită din comun, care s-ar putea să nu fie chiar atât de ieșită din comun, să ia 10 ani până să ajungă acolo, și de ce să nu facă și una și alta?
la cum merg lucrurile acum pe, pe piață, teoretic și în reviste și în ziare, așa, așa se spune, că te afirmi acolo și brandul vine, vine după tine. În realitate, și asta pot să spun din experiența mea de cantă, de multe ori lucrurile se întâmplă și nimeni. Și cei care au grijă să-și facă o imagine, o imagine bună, au avut de câștigat mult mai mult decât ceilalți, chiar dacă Da, mulțumesc foarte mult. Mulțumim frumos. Se ridică mingea la fileu pentru Mihaela Riff. Mihaela face coaching pentru CEO și spune, te rog, care sunt provocările la nivel înalt și cum vezi tu la acest nivel, la nivel de CEO, branding, personal și lucru cu ei.